Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloci, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și giveaway, dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influenceri, ni se duce buhu. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influenceri, ni se duce buhu. Stimați congelați, invitați! El nu e Otelo, ea nu e Dezdemona, sunt doar Marius și Ilona. Hello, hello. This is Bucharest for calling. Yeah. Hello, Austria. For Austria, 12 points. Spain, 8 points. Chisinau, 11 points. London. Bună, Ilona. Bună, Marius. Măi, Ilona, cum ai dormit tu aseară după ce tu ai stat de vorbă cu doamna Rodica Mandache? Nu vreau să știu. M-am perpelit un pic. Te-ai perpelit, este? M-am perpelit un pic. Te-ai abțiguit și te-ai culcat abțiguită, sau cum? Nu, nu de asta. M-am perpelit așa, că era foarte elegantă în discurs și m-am gândit să abordez alt stil din seara asta. Adică, dă-ne un exemplu, să vedem. N-am acum la îndemână, nu știu. Pur și simplu nu simți așa o schimbare în atitudinea mea? Par mai cumințică, par mai fecioară, par mai... Da, ăsta mințică. E. Exact. Pare o fetiță de liceu, o elevă de liceu în clasa 11-a, cu minte, curajoasă în același timp. Înseamnă că n-am transmis ce trebuie. Eu voiam să par o mare actriță, dar nu transmit ce trebuie. Apropo de asta, păi trebuie să-ți povestesc o fază, mi-am adus aminte acum că tot... Te rog eu. Eram... Hai că beau paruta de vin ca să da? Că să mai stau și eu cu cineva la un par de vin și la povești. Liniștit. Eram la un moment dat la o filmare cu colegul nostru Cristi Bota, pe care îl cunoști. Așa. Și hai să nu fim hateri acum în emisiune, că s-a citit pe cipul tău. Nu mă, îl cunosc. Da. Așa. Mai întreabă o dată, erai cu? Eram cu colegul nostru Cristi Bota. Ei. Așa. Și la un moment dat filmam ceva din două unghiuri diferite și el stătea așa într-un unghi în care filmam la tatălui acasă și tatălui era în șlapi, la el în casă normal, omul, na, cu o bere în mână și la bustugol. Și după mai multe duble cât am tras noi la filmul ăla și așa, la un moment dat nu știam de ce tot nu ne iese chestia aia, nu reușeam. Da. Și la un moment dat taică-su, cum stătea așa cu berea, era și puțin ciupit, îi zice: Cristi, nu exprim ce trebuie. Da. Înțelegi? S-a prins și taică-su. Da. De câte ori văd că nu-mi iese ceva, îmi dau seama că nu exprim ce trebuie. Am înțeles. Dar tu îți dai seama că noi venim într-o generație în care părinții noștri n-aveau pic de, cum se cheamă, de delicatețe. Adică pur și simplu dădeau cu barda noi, cum dă acum și în tine, cum dă și în mine, cum dau în fabrici și uzine, că lucrau la fabrici și uzine. Ar trebui să-l chemăm pe taică-miu, de exemplu, într-o emisiune. Bine, și maică-mea ar fi bună, dar taică-miu e maestru pe treaba asta. El orice meșterea tot prin casă, tot timpul mai bodogănea, mai înjura, mai... Na. Da.
Ce să-i faci? Da. Nu știu, eu am avut aseară o stare, ca să zic așa, o stare, Ilona, am plecat cu o stare de catarsis. Așa. Pe care am avut-o și în timpul emisiunii, dar pe care am ținut-o mult până când am adormit. Bine, am adormit, nu știu când am adormit și cum am adormit, în ce poziție. Dar ce să zic, m-am sculat dimineață părându-mi se că viața e mult mai frumoasă, că primăvara a venit, că afară miroase a flowers, că se poate bea water bună, că putem mânca pancakes, că avem chicken, că all is best, you know? Yes, I know. Măi, da... uite, m-a mai scris doamna Luminița, Ilona, vorba din Colentina, în zadar răspuns îmi ceri, dacă nu mi-exprim păreri, plăceri. Plăceri, plăceri. Dar tu nu mai, nici cu cititul nu mai, mai exersează, Ilona, trebuie să mai exersezi. Noi consumăm vin roșu, eu consum vin roșu de la doamna doctor. Eu am rămas cu la Tohan, de la doamna Suzana. De la doamna doctor, care s-a primit și pagă de la, în seara asta. Eu de acum din ăsta o să continuu. Haideți, domnul Orațiu, că ne-am făcut de rușine odată, ne-am făcut a doua oară, dar cât să ne oricum, mai facem? Oricum, ce sper eu de la seara asta, că aseară s-a ridicat mult nivelul culturii în emisiunea asta. Eu sper să vedem, totuși. Să știi că oamenii chiar au fost îngrijorați. Au zis că, bă, am înțeles cultura, s-a oprit cultura, dar nu ne dați, bă, numai cultură, că noi aici am venit la hăhăială, am venit la râs, la glume, la voie bună, la jonglerii, la jocul mingea, la învârtit de cerc, la panglică, la inele, la măciuci. Adică nu, frate, nu ne băgați în chestia asta, că nu suntem pregătiți. Că nici spectatorii noștri de asta. De asta am chemat un actor în seara asta, ca să scădem un pic. Ivana, noi n-am chemat un actor în seara asta. Am chemat un maestru. Am chemat un maestru, am chemat o vedetă, am chemat ceva care nu e așa. Adică eu practic nici nu cred că am avut curaj să-i adresez lui de mai mult de 3 ori în viață. Mi-a fost o rușine să-l sun, să-l chem. Vai, Marius, deci am nebunit, m-am baricadat într-o cameră. I-a zis, domnul Dan, dacă nu aveți treabă, dacă nu aveți ceva de citit, dacă nu lecturați, dacă nu învățați o poezie, dacă nu recitați pe internet. Mi-a fost jenă să-l caut. Uite, simt. A apărut mesajele, Marius, tocmai ce vin de la show-ul Songurilor la Film. Da, eu n-am apucat să văd că sunt cu Ilona. A apărut mesajele la adresa lui Dan Răduleanu. Că uite, ce că l-am văzut în Domnul Pernă, ne-a plăcut în Domnul Pernă. Că a jucat în Domnul Pernă, spectacolul celebru de la Teatrul Masca. Foarte frumos, n-am apucat să văd că e departe Teatrul Masca și nu mă duc niciodată în zona aia, că mi-e frică. Da, vine domnul glumă și atunci... Exact, deci asta e chestia, știi că noi am băgat acum și chestia asta nouă. În cazul glumelor expirate, trebuie să intre mizeria asta. Am înțeles, da. Ceva mai rău nu există. Bă, lasă că am văzut la emisiune. Să le punem râsurile pe bandă, îți dai seama ce hal suntem, da? Eu am văzut asta la emisiuni mari, am văzut asta la emisiunea Iartă-mă, am văzut asta la emisiuni, frate, cu buget. Iartă-mă, aici unde n-avem buget, orice glumă bine, e bună, binevenită. Uite, vreau să zic că am fost astăzi să-mi fac un ghile. Am primit o pereche de cercei, stai că nu știu cum se ia. Așa, am primit și un inel. Da. Publicitate. Exact. Uite, Ilona, ăla nu este un inel. Doamna care probabil că ți-a făcut din cercul de la chei, din inelușul ăla de la chei ce avea ea, probabil că în fugă ți-a modelat pătrățelul ăsta, că să mă ierte Dumnezeu, dacă ăsta e. Eu fac reclamă, ce să mai. Eu acum sunt un om de publicitate, un om care promovează tot ce primește, pentru că e gratis. Normal. Eu am înțeles, dar pe mine ce mă deranjează este că tu chiar ai început să faci unboxing, da? Ceea ce eu nu fac, pentru că la mine ori e strada blocată, ori n-ajunge cutiile. Nu, la mine e plin, Marius, în fiecare zi. Deci curierii mă știu, eu în fiecare zi primesc chestii. Da. Uite, subiectul emisiunii, da. Doamna Lidia, subiectul emisiunii. Interesantă, da. Mulțumim, doamna. Da, asta e ce ai tu pe deget, e un fel de... Exact, era și la țară la mine, dar le ținea la vaci aici, la belciugi, să spunem. Ăsta poți să-l bagi la Carrefour, magazin, știi? Da. Asta aici ar fi mers râsul la farz, de ce nu l-ați băgat domnul Horațiu? Vedeți?
N-a fost pe fază. Da. Ăsta merge băgat în la toate magazinele, la toate hipermarketurile. Toate. Da, cu asta dacă îl faci un pic așa, poți să deschizi și mașini, poți să deschizi iale la case, la căști, poți să, dar ce nu poți să faci, să scurmi în nisip, de exemplu când te plictisești, poți să te scarpi în cap când te mănâncă părul. Deci festival în seara asta, este festival. Da, e festival de glume și umoruri umoristice, comice. Din 90 chiar. A da. Zis eu recunosc că am emoții. Eu recunosc că am emoții pentru că actorul despre care facem vorbire, uite, seamănă cu inele de jucărie. Da, foarte frumos. Și mie, da, exact. De păpuși, de alea de la păpuși, foarte frumoase. Da. Nu pot să discut acum despre artă și despre artă. Vorbim aici despre artă bijutierică, da? Dacă nu mă înșel, că așa se numește. Artă bijutierică. Artă bijutierică. Asta este o operă de artă bijutierică și se discută cu oameni tineri, cu tineretul. Tineretul poartă modern. Dar n-am cu cine să discut aici, în condițiile în care media de vârsta urmăritorilor noștri e... Știi ce zic? Am înțeles, am înțeles. Păi atunci nu mai prezenta, cere și tu să, mai... să ai un ghiul pe mână frumos, să... Parade în Marius. Cine? A, Parade și Romica Țociu. Am înțeles, dacă v-ați chemat să bateți joc, eu pot să-și închid să plec acasă. Deci, domnul... Cine era? Cine a scris? Domnul Cândea. Nu știu cine e. Cine? Un spectator de-a nostru, bănuiesc. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Nu căutăm atenție, vrem doar să... Bravo! Sărăcuțul! Foarte frumos cântați, domnul Cindea! Uite, ai deja propune de unde putem cumpăra și noi inelul de ăsta. Îmi scrieți pe Instagram și vă recomand eu în privat. Eu nu spun decât în privat. Adică, vă spun acum... Ce să mai... Deci tu o să ajungi un fel de distribuitor, din câte înțeleg, că văd că te preocupi de tricouri, vinzinele, ce mai vinzi? Adică cu ce te mai ocupi? Că văd că... Da, las că îi spun eu lui doamna să mă caute în privat, că îi spun doamna Ana Stănciulescu. Zic că nu știi de unde e, zic că nu știi da, de unde mai știu, dar trebuie să caut aici, că stai puțin. Păi tu n-aveai pregătit pe burtieră să scrii sponsorul emisiunii, primești tainelul care probabil că ăsta costă o avere, că îți dai seama două belciuge. Lisa and Co, așa se numesc. Lisa and Co. Lisa and Co, adică da. E Lisa și mai multe prietene de ale ei care da. Face inelul ăsta. Da. Am înțeles. Am înțeles. Bun. Bun, ăsta a fost preludiu. Ești mulțumită? Atâta s-a putut. Atâta s-a putut. N-am ce să zic mai mult, eu sunt mulțumită cu ce se întâmplă, cu ce e pe buget, cu ce... N-am văzut în seara asta nici un comentariu de la galben cu roșu, n-am văzut. Da, corect, nici m-am gândit, da. Frumos, foarte bună remarcă, tu ai ochiul format la ban, tu știi? Nu, eu doar la culori am, atâta. A, am înțeles, nu am văzut că ai ochiul... Nu am treabă cu banii, nu, eu mă uitam acolo dacă sunt colorate, dacă mai vine vreo culoare, da, dar nu. Am înțeles, e, asta este, uite, Dan Răduleanu zice că este actor la teatru de comedie. Deci trebuie să fie comic, asta e chestia. Păi sigur că trebuie să... Uite că aveți acum... Deci trebuie să fie comic. Iată, uite, da, cineva da. Ionela ți-a dat un verde ca să ai, pă, să-ți ajungă măcar pe... Așa. Gata, eu zic că e momentul să intri. Tu, Ilona, vorbești tu mai mult cu el, că tu-l cunoști mai bine. Eu nu prea îndrăznesc să intervin în discuție decât când... Ai primit un albastru, din păcate, cartonaș albastru. Asta este, las, nu-i nimic, nu-i nimic, până la cartonașul roșu mai ai. Suntem gata, da? Da, bagă-l. 3, 2, 3, 2, 1 și... Da, domnul, ce vă dau? Pui vita amestec? Amestec, vă rog. Dumneavoastră, ce doriți? Cartofi punem? Nu, nu, fără cartofi. Ah, ați venit pentru angajare? Aveți experiență în domeniu? Ce calități vă recomandă să lucrați la noi? Nu am timp să dau tuturor o dovadă a marilor și uimitoarelor mele virtuți. Totuși, ar fi bine să răspundeți varză roșii, castraveți? Varză și roșii. Ar fi bine să răspundeți, ziceam, ca să-mi fac și eu așa o idee despre dumneavoastră, știți? Cine are ochi de văzut să vadă? Deci să mergem pe încredere. A? M-a băgat.
Doamne, Dane, dar ce... Tehnică așa să fiu. Ce? Bă, dar ce show, ce glumă frumoasă. A început emisiunea cu o glumă așa de frumoasă. Dacă nu era... Era toți spectatorii noștri, bă, Dane, era pe jos. Că n-a mai scris unul un comentariu. N-a mai dat un ban de când a fost Mister Glumă, sau cum să zicem. Trebuia explicat, așa scos din context, e greu să râzi așa din prima. Păi nu, că toate bancurile bune, Dane, trebuie explicate. Oricum, îmi cer scuze că v-am întrerupt videochat-ul aici, că am văzut că era cu încasările. Da. Am făcut 60 de lei, Dane. Poți să zici ceva? Nu poți. E în cât? În 10 minute, nu? Da. Bă, Dane, îi iei, nu-i dai odată și doi, dacă stai acasă degeaba, nu ești mai câștigat. Vreau să anunț și eu că am primit între timp, a venit curierul și la mine în sfârșit cu inelul. Am primit și eu un inel modern. Tohan este cu pecetea lui, probabil pecetea lui Ștefan cel Mare. Mă rog, e modern, e frumos, e, na. Dacă vreți să-l căutați la mine pe site, îl vând ieftin, 20 de lei. Mai fac un band în ceva, mai stoc cu. Dar despre ce iner era vorba mai devreme? Uite despre ăsta. Uite că ți arată acum. Ah, frumos. Inele. Inelul ăsta, Dane, ca să explic exact, el a avut o piatră mare, dar doamna a pierdut-o pe drum și a rămas doar cadru de la inel. Era diamant, ăla era diamant ce primise ea. Seamănă cu emblema de la ceva, dar nu-mi dau seama de la ce. De la furturi. De la furturi. Da, da, da. De la pușcărie. Uite, că seamănă parcă ar fi... E frumos, Dane? E foarte frumos. Uh-huh. Dane, mai... Ai și tricou personalizat cu emisiunea. Da. E super prof. Nu, îi mai lipsește talentul și e gata. Pregătite, eu spun, Dan are tot ce-i trebuie. Doar, Dan, tu cum faci bani în perioada asta? Necheltuind. Mai pe seară ies pe stradă, capelina după... Unde te duci, mă? Unde te duci, mă? Stai, dracu, în casă, du-te, dracu, de irespons. Iată cum face Dan bani în perioada asta. Îi țin bani la saltea, asta fac. Îi țin sub perină. Așa. Ies o dată pe săptămână la Mega, îmi iau pâine și salam și aia e. Am o întrebare indiscretă. Poți să... Unde stai? Unde locuiesc? Da. În București sau? Ei, lasă că n-am întrebat asta. Am întrebat strada exact, apartamentul, casa. Adică să știu unde vin la sigur. Că eu nu stau să caut în București. Că eu am emisiuni de făcut pe sticlă, Dane. Stau undeva pe lângă cinematograful Patria. Ca reper, așa. Nu știe, mai nu știe, Dane, unde e și cred că te și găsesc ușor. Că bănuiesc că tu ești celebru în zonă. Și dacă spun Dan, îl caut pe Dan, bănuiesc că Dan Rădulea nu știe toată lumea. Dar da, scuze, asta cu cinemaul nu e un reper bun pentru tine. Că tu cu filmul nu prea. Lângă Bulandra Icoanei, pe acolo. Aha, acolo cu acolo care e la casă, Dane. Și pentru tine, Ilona, nu știu, cluburi de manele era unul la Roman acolo. Dacă mai... Da. Lângă cinema... Da, mai merge pe lângă, dacă ai să o mai găsești, dar trebuie să ne mergi pe lângă Covrigările Luca. Tot timpul ai să vezi că adulmecă pe acolo. Astea mai sunt deschise chiar, că nu mi-am dat seama. Azi erau deschise. Eu ce am văzut, erau deschise... Uite, uite, toate spectacolele tale ne-a plăcut de domnul Răduleanu în Oposite, în Oposite Attract. Ciudată e ca e invers, adică stânga e dreapta. Știu, nu mă obișnuiesc foarte greu cu asta. În Procesul Caprei cu Nied, aceasta e piesă de teatru? Da, scrisă de domnul Iacobaliu. Și în Omul Pernă. Mulțumesc mult. N-am apucat să vă cine, dar... Să știi că ai 2-3 fani, ai. Noi ne-am speriat așa când am zis, bă, știi că te-am invitat în emisiune și am zis, bă, stai puțin, că totuși, na, oamenii trebuie să caute pe Wikipedia, să nu știu ce, dar uite că ei s-au informat înainte, că au zis să, știi, să fie băieți. Stai puțin că totuși ce, adică că ce, că sunt un nimeni sau ce vrei să spui? Băi, eu nu lua personal, că nu lua personal, ideea că nu te cunoaște lumea, că e... La noi în România s-au întors valorile, Dan. Cine nu are talent e cunoscut și cine are talent nu e cunoscut. Uite, așa noi e. Suntem cunoscuți. Așa e. Nu te amuza, Marius, asta, un căcat, pardon, scuze, iertați-mă,
Păi doamne, m-am uitat, sincer, am căutat noi aici, noi tot, eu adică te întreb, maestre, că de acum cum vorbesc, maestre, care e subiectul filmului? Că noi suntem aici tot timpul, care e subiectul? Pentru cei născuți la mie, înainte de 1970, melodia asta a născut un val de challenge-uri, știi? Există o coreografie care era făcută pe melodia asta, știi? În care întorci paharul de cup song, n-ai auzit de asta? Nu, el n-a auzit. Eu citesc Dostoievski, Dani, eu nu știu. Ah, pardon, scuze. Și ideea e că toată planeta s-a înverșunat pe coreografia asta, pe care eu n-am făcut-o. Asta era pe scurt poanta. Hai să închidă. Vezi că ai primit un mesaj, vezi dacă e de bani, vezi dacă e un contract, vezi dacă e ceva, răspunde, dă un colo de emisiune. Păi, chiar voiam să vă întreb unde, adică donațiile astea, eu unde pot să las eu unii bani sau cum? Păi astea ți le dăm noi. Ți le dăm noi. Dani, ai să râzi, dar toți invitații noștri au întrebarea asta și niciunul n-a făcut răspunsul. Dar eu zic că putem să împărțim ăștia 60 de lei la 3 oameni. Nu e deloc rău. Înainte să se împotmolească de tot emisiunea, voiam să spun că eu m-am pregătit pentru seara asta. Mi-am notat aici niște bancuri. Deci ăsta e carnetul meu de actorie. Și mi-am notat 3-4 anecdote care sper să vă lumineze. Pot să încep? Da. Te rog. Deci primul. Ce i-a spus cifra 0 cifrei 8? Frumoasă curea. Mamă, cât de tare e. Mamă, unde te-ai dus? Mulțumesc. Păi tu ai ridicat, Dane, tu ai ridicat umorul la rang de artă. Sunt trei pe piață în momentul ăsta. Bendeac tu și cu Borbonete. Nu, ei sunt un pic mai profi decât mine. Eu merg mai low profile așa. După cum vezi și glumele, sunt un pic mai din altă zonă. Hai să mergem la următoarea. Mai suportat? Da. Mihai, du-te și ia cartofi de la piață. Decât cartofi. Ilona, ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Da, foarte bună asta. Foarte bună, Dane. Foarte bună. Adică am înțeles răsturnarea acolo, e fantastic. Dar de ce nu faci stand-up, Dane? Exact. Cred că publicul românesc nu e pregătit pentru nivelul ăsta de umor. Adică încă mai trebuie să treacă 10 ani, să educăm lumea, să... Mai am două, vă rog, am un pic de răbdare. Nu-i problemă, da, noi suntem aici pentru tine, toți 862 de oameni. De ce cârâie cioara? Schimbă vitezele. Este glume din abecedar sau de unde este glume? Nu, astea sunt niște... Stai că deja fanii, uite, s-au îmbulzit. Uite, aici zice cineva că ești cel mai pregătit invitat. Adică da. Pe bune, și sunt glume subtile, adică vorba Adelei, sunt glume subtile, glume care ne pun capul la contribuție. Adică practic suntem fazan la fiecare glumă de asta pe care o spui tu. Da. Hai mai dă-ne una. Dane, hai mai dă-ne una. Bun, da, pentru asta vă rog să vă țineți de scaune, că asta e chiar cea mai tare, da? Da. La ora de geografie. Bulă, care este capitala Marii Britanii? Marea Britanie? Păi ne-a zis să învățăm țări, nu mări. Băi, am murit, am leșinat. Dacă aveți un top, care vi s-a părut cel mai bun din astea? A doua? De cartofi, cred că aia a fost. Pe aia am înțeles-o eu. Da. Uite, dar le zice că s-a sunat de la Urzica, că își vor glumele. Dane, dar te-ai gândit să faci, eu aș face asta, jur că aș face asta, dar trebuie să... Uite, 50 de lei pentru domnul Dan Răduleanu. Mulțumesc! Ai văzut, Dan, cât iei tu pe un spectacol? Dacă iei 2 milioane. Aici cât ți-a luat, frate, și ai făcut deja un sfert în salariu. Ai văzut? Cineva care apreciază umorul de calitate. Da. Dan, dar te-ai gândit, eu aș face asta dacă aș avea curaj, dar n-am. Bă, să faci un stand-up. La 2 mai au făcut toate glumele, de exemplu. Da. Doamne, trebuie să-i spunem că ele, sau nu explicăm asta, n-are rost, nu, o lăsăm așa. Nu. Uite, încă 25 de lei pentru domnul Dan Răduleanu. Asta nu se știe dacă erau pentru mine. Bă, noi redirecționăm către 3 glume, 50 de lei. Hai că ești bine, dacă aveai 9 glume. Mai avem un pic și scoatem o oră de tenis. Nu? Dane,
25 de lei. Dar ne mai scrie repede trei glume cât mai vorbesc eu cu Ilona, te rog eu mult, ca să mai facem bani. Hai că văd că merge chestia asta, n-am crezut. Mai am doar una. De ce și-a luat fermierul o vacă maro? Fiindcă voia să obțină lapte cu cacao. Nu, dar e ceva, Dan. Zi-mă dacă te gândi să faci un stand-up numai cu glume proaste. Ce ai avea curaj? Cum adică proaste? Bă, să, nu astea bune, să faci unele cu, numai cu glume proaste. Nu să n-ai glumele astea bune pe care le-ai avut la noi în emisiune. M-am gândit, dar deja sunt atâția încât n-am. Eu nu cred că sunt. Nu cred că sunt. Eu aș face așa un de-asta să nu râdă nimeni. Deci, nu știu. Mi-ar plăcea o dată sau de două ori. Poate e sit-down comedy, nu? Da. Uite, oamenii te îndeamnă să mergi la umor. Da? Da. Da. Exact cu materialul ăsta. Mai pui încă câteva și... Chiar sunt curios ce s-ar întâmpla dacă aș merge acolo. Pot să spun și eu un banc de genul ăsta. Când era petrecerea punctelor de punctuație, cum ar veni semnelor de punctuație. Așa. Și ai uitat? Am uitat. Nu știu cum continue. Că cine e? Păi nu mă, că e punctul. Nu fi prost, bă, este luța dată cu gel. Oh! 50 de lei pentru gluma asta pe care a urma. Excelent. Bă, o glumă 50 de lemn. De lemn. Uite, cineva te întreabă dacă știi și poezii. Bă, dar ce bine semeni, bă. Ce mizerie. Asta e făcută de Horațiu, nu? No, de Horațiu Mălăele, sigur, da. Nu, gen de Horațiu din Beci, nu? Nu, domnule, e cum asta circulă pe toate canalele a fost azi. Doamne, ce prostie. Am înțeles că ai firma ta cu care ești în colaborare cu Horațiu Mălăele și faceți cu mărire de talent, adică luați de la domnul Horațiu și băgați în sânge la alți actori mai slăbuți. Nu. Uite, domnul Gabriel Cândea a făcut-o. Exact. Măi, Dane, dar acum foarte serios te întreb. E domnul Horațiu Mălăele, e un actor pe care tu îl iubești foarte tare? Măi, e un actor pe care îl admir și îl respect, dar nu încerc să fac un idol din el și în niciun caz nu îmi propun să-l imit sau alte teorii care se mai vehiculează. Dar care e idolul tău? Adică care e zeul tău în actorie, în artă, în ce faci tu? Din păcate nu am, pentru că nu mi se pare o meserie în care să existe zei. Mi se pare aici noi ne-am simțit jigniți și eu și Ilona, dar nu-i problemă. Noi te-am întrebat cu un scop, am crezut că ești drăguț, că ești la noi în emisiune și o să spui: bă, am doi idoli, sunt în fața mea, dar mă rog, asta e, nu-i problemă, nu-i problemă. Din păcate, chiar dacă și eu sunt actor, mi se pare că breasla noastră este destul de lame din multe puncte de vedere. Bă, Dani, nu mă fă de râs, te-am adus aici ca să ridicăm un pic. Uite, aici Ilona Bezoia nu spală picioarele, de exemplu, că se uită la tine ca un... Da, asta era înainte să se apuce de TikTok-uri și de... După ce s-a lansat, nu s-a schimbat raportul dintre noi. Am înțeles că de când s-a lansat, ea tot a rămas cu picioarele nespălate. Dar e posibil. 50 de lei de la Ioana vin acum pentru tine, Dane. 50 de lei. 50 de ron, curați. Mulțumim, doamna Goia. Ia uite. Gata, avem bani de tenis. Ia uite, Dane. Uite cum am ajuns. Așa, da. Asta e din ce e? Din lir, nu? Sau din ce e? Din lir. Când tu erai lir și da. Eu erai lirul lir și eu eram... Bufonul. Ce eram? Bufonul, da. Uite, te-a văzut cineva într-un spectacol Buleț in Over Lipscani. Da, la Godot, pe vremea când mai exista. Am înțeles. Deci tu cumva, Daniel, noi te-am luat așa de nu știu cum, dar tu de fapt ai o carieră. Da. Dacă voi sunteți ignoranți și vă uitați doar în oglindă, eu n-am să vă fac. Nu, adică, dar mai zine din actorii mari cu care ai jucat. Adică ai jucat cu Olga Tudorache? Nu. Și cu Rodica Mandache? Nu, nici cu doamna Mandache. Nu, cu Marcel Iureș. Cu Marcel Iureș am jucat, da. Ai jucat, slavă Domnului, am găsit unul. Mi-era frică că nu găsesc niciunul. Am înțeles. Nu, tot e, adică e ceva, oricât am fi de... Bogdan Cotleț. Cu Bogdan Cotleț, da?
cu... Cu Liviu Pintileasa. Cu Liviu Pintileasa, da, da. Cu Mihail Bendeac. A, n-am citit. Domnul Rădulescu seamănă cu cine? Nu. Cu Edward Norton. A, frumos. Uite, vezi? Ți-a mai zis. Este că ți-a mai zis? Vezi, Marius? Chiar mi-a mai zis odată cineva. Da, e un pic diferență de cariere, dar ia, puneți-i față în față, să vedem. Lăsați-l numai pe Dan și pe domnul Norton. Să vedem dacă e... Dan, semănați la, semănați la tablouri, mie mi se pare. Tablourile pe spate. Care... Da, da, am înțeles, am înțeles. Dar chiar cine e operele de artă din spatele tău? Cine e? Operele de artă din spatele meu? Sunt, de fapt, niște icoane. A. Cum adică? Care, believe it or not, reprezintă cele trei ipostaze ale lui Iisus Hristos. Bănuiesc că sunt făcute de un mare artist, nu? Adică... Da, de un mare artist al cărui nume nu-mi vine acum în minte și sunt mai criptice, așa după cum ați putut vedea. Ești căutător de, ești căutător de artă veche, de, ești genul ăsta de actor care ești preocupat de antichități, ai în casă tot felul de statui vechi care au istorie. Ești, hai de capul blocat. Meu, n-am niciun fel de preocupare de genul. Te-ai blocat la întrebarea ta. Nu, da, ai luat-o pe panta asta artistică și mi-a căzut și mie din cauza asta, știi? Scuze-mă, iartă-mă, sunt un bou, eu știu, dar eu mai din când în când mai încerc marea cu deștiu, că poate, poate. Mă gândesc că poate dau și de un artist. Aseară am avut o Dani invitată pe doamna Rodica Mandanu, Mandache. Da, da, da. Bă, Dani, ne-a dus doamna, ne-a dus, ne-a coborât, ne-a ridicat, ne-a dat cu noi, ne-a făcut vraiște. Când am plecat de aici eram și tot sper să mai găsesc genul ăla de invitat, știi? Nu, îmi pare rău. Eu așa, din când în când, câte o carte, câte un film, dar mai departe la sculptură și tablouri nu m-am băgat niciodată. Nici nu am bani de așa ceva, deci nu colecționez. Dar e prieten de-ai tăi care colecționează artiști, adică cunoști artiști care sunt pasionați de... Am niște prieteni care investesc în tineri artiști. Da. Mine n-a investit nimeni niciodată, nu știu. Dana Rogoz, de exemplu, care a fost colegul cu mine, încurajează foarte mult pictorii la început de drum. A, păi la mine, la început de drum aici, unde începe drumul, la mine nu e niciun pictor. Tot timpul am căutat. Stai mă puțin, Dane, păi la mine n-a fost niciodată ăsta. Dacă tot încurajează pictor la început de drum, eu nu cer mult pe ăsta, 50 de lei. E făcut de mine, e proaspăt de două zile. Da, eu l-am făcut. În ce este? Ia zi, Dane, cam ce ți inspiră? Cum se numește tabloul făcut de pictat de Ilona Brezoianu? Așa, îl ții bine acum? Da. Da. Aș zice Fluture în Amurg. Așa l-aș numi. Foarte frumos. Eu aș spune Scoică pe fund. Scoică pe fund? Pe fundul mării, zic. Da, da, da. Care e răspunsul Ilona? Ce s-a dorit? Noaptea minții. Noaptea minții? Da, da. N-ați înțeles. Acum mai arată puțin. Bani să dai o cafea ai? Te întreabă doamna Laura. Ilona, știi ce spune? Parcă, Dane, dacă ne uităm atent la acest tablou, parcă reprezintă n-ai talent, nu știu cum. Da, la românii n-ai talent, parcă am mai văzut așa o pictură, da? Așa o pictură. Da, spune, te rog, e făcută în cărbune sau în ce e făcută? E făcută în genunchi. E făcută în genunchi? Da? Și cred eu că e, eu cred că e făcută în casă, Dane, că e handmade. Da, e handmade. Apusul răsăritului, uite un titlu bun. În pasteluri, Dane. Sau apusul talentului s-ar putea numi. Exact. Asta mi se pare cea mai... S-ar putea numi un început deja sfârșit. Exact, s-a început cum a sfârșit. Exact. Începutul sfârșitului. Gata, am găsit și noi la tablou, Ilona, îi licităm. Vorbești cu Dana, dacă te rog, Dane, eu nu iau mult pe ăsta, mă, 50 de lei, cam așa, dacă vrea să încurajeze la început de drum. Bine. Pentru că am avut și hârtia și creionul, na. Eu nu înțeleg. Licităm în direct tabloul Ilonei, ăla din spate, zic, pe care vedeți acum cu cățelul și cu pisica.
Nu, dă mizeria la o parte, dă mizeria aia în fața ta. Nu, doar asta licitez atâta. Poate mă mizeria aia de spate să văd tabloul ăla frumos. Nu licitez asta. Uite, doamna Suzana licitează pentru tabloul meu. Uite. Hai, începeți licitația, poftim. Suntem un fel de art mask. Mai mult a cântat-o decât a pintat-o. Dar acum, serios, de ce vrei să vinzi de prin casă? Că tu iei 50 de lei dintr-o donație de asta în două minute. Trebuie să tablourile, toate alea. Păi stai mă puțin. N-are niciun sens. Pentru mine să le păstrez, eu le fac pentru oameni. Da, omenirea are mare nevoie de arta ta. Bineînțeles, eu le mare fac nevoie, mai ales în perioada asta. Uite, s-a încercat de ori deci mă faci. Da. 7 lei, 10 da. Lei. Dane? Da. Ia spune, te-a întrebat cineva? Ce mă faci? Da. Băi, dar asta e o întrebare foarte grea. Adică mi-a dat de majulit cu asta. Nu știu, e o întrebare filozofică. E inteligent voi aici, nu e ca la televiziunea mea voceți voi. Aici avem oameni care se gândesc seara la întrebări și le pun pe hârtie, trimit primul draft, după aia al doilea draft corectat. Dar e o întrebare foarte frumoasă. O să încerc da. Să răspund la ea, în măsura în care îmi permite intelectul și starea de oboseală. Sunt foarte fericit atunci când am o comunicare cu un om, chit că e din public sau într-o seară, pur și simplu. Când pur și simplu simt că mă conectez cu un om și comunic real, ceea ce de fapt, adevărat, se întâmplă foarte rar, cred. Ce te face fericit azi? Astăzi? Da. Faptul că am mâncat un Tom Yam Soup foarte bun. Tom Yam Soup? Băi, vii cu furia în casa spânzuratului, păi noi n-am mai pupat Tom Yam Soup de când eram mici. Mă mai dădea mama da. La... Dar măcar știi ce e, nu? Păi dar eu da. Am sup, mama mea, Tom Yam Soup, bă. Eu cu asta am crescut, cu Tom Yam Soup. De fapt, adevărul e că am mâncat jumate dintr-un Tom Yam Soup, fiindcă m-am dus cu motoreta să mi-l ridic singur, fiindcă nu făceau livrări sub 50 de lei și eu mi-am luat doar o supă. Și mi l-am pus în ghiozdan, în ghiozdanel, și l-am întrebat pe nenea care mi-a dat... Bă, oare se desface asta până acasă? No, nu se desface. Și pe la jumătatea drumului am simțit așa un lichid cald, cum se scurge pe șirea spinării. Și am zis, bă, sau am transpirat de la taca de pe, sau Tom Yam Soup. Deci, așa am pățit și eu, exact asta am pățit și eu. M-am dus până la Lia Bugnar și mi-a dat într-un borcan de duse maică să am niște hrean pus în oțet. Și mi-a zis, ia că o să-ți facă bine. Și mi-a făcut toată geanta bine. Numai oțet am în geantă. Chiar. Și bă. Și ce ai făcut? Ai băgat-o la mașină? Că eu nu știu ce să fac cu... Bă, n-am băgat, am lăsat-o într-un col și mă fac că n-o văd de dimineață. Ce vrei să bagi ghiozdanul la mașină? Da. Depinde ce e acolo, a meu e Armani, de-aia zic. Eu nu-mi permit să... Actorii fericiți când mănâncă, normal. Când mănâncă, ați scris cum vorbesc eu. Sunteți cumva sunetistul Marius Obretin? Iertați-mă că parcă mi-ați făcut cu ochiul. Dacă sunteți dumneavoastră sunetistul Marius Obretin, dați-ne de știre că avem ceva de muncă în perioada asta. Bă, Dane, ai un succes în seara asta la Doamne, ceva de speriat. Nu știu. Băi, Dan, dar chiar uite că vreau să spun asta în public, că nu mă, mie nu mi-e jenă. Domnul Dan Răduganu... Da, foarte... Domnul Cândea, sunteți, iar sunteți luat. Adică sunteți pe mână cum am venit. A pus tunurile pe mine. E pe bă, mine. Bă, Dan, spune și mie asta, că eu de când te-am cunoscut, bă, Dan, de când te-am cunoscut, nu spun bă, Dan, iartă, mai este, scuze. Mai este, de când v-am cunoscut, domnule, aveți un enorm succes la femei. Eu nu înțeleg cum faceți și de unde vă vine. Adică sexapilul ăsta nebun pe care l-ați dezvoltat, e o chestie cultivată, e de la lecturi, vine din copilărie. De unde? Adică cum vă explicați succesul ăsta? Că ați fost cu mari vedete, eu nu o să spun nume din lumea teatrului românesc, dar ați fost cu niște oameni care mie nu mi-ar fi trecut pe în gând să le invit până la poartă că mi-ar fi fost rușine. Ori dumneavoastră le-ați introdus pur și simplu în casă. Da, e un mister și pentru mine, mi-e greu să-mi explic. Nu știu ce să spun. Cred că adică credeți că aparența asta de... adică da, lucrul ăsta de ursuleț. Cum? Ziceam că lucrul ăsta de ursuleț inofensiv. Aha. Cred că stârnește un soi de atracție maternă poate sau ceva pe linia asta. Altfel nu mi-explic. Nu? Asta ar fi
Nu știu. Uite, eu ce, Marius Obretin, da, eu sunt, mi-a scăpat mâna pe taștele astea, că am iPhone vechi și mic. Eu știu să scriu, contactați-mă. Acum, în perioada asta, n-avem nici noi, domnul Marius, dar când apare o oportunitate, vă sunăm noi. Oricum, stați pe aproape. Deci, dar oricum, da, să știi că s-au schimbat, nu mai e chiar așa cum știu. Tu. Vreau să zic că stau în izolare asta. Dar ne vezi că nu te mai auzim, te auzim foarte prost. Hai să facem cu netul ăla ceva. Sau... Oprește-ți Wi-Fi-ul la telefon, treci pe 4G. Sau pe 5G dacă ai. Eu n-am 5G, dacă aveam 5G, intra pe 5G. Nu știu, din totdeauna... Acum e mai bine? E la fel de prost. E mai bine acum? Nu, eu ți-am sugerat să mai intri o dată pe link-ul pe care ți l-am dat. Da, sau mai intri o dată. De pe telefon e mai bine dacă intri. Da? Da, da, da. Și oprește laptopul, aruncă-l și treci pe telefon. Măi, Ilona, eu nu glumesc. Eu de când l-am cunoscut pe Dan Răduleanu, care el era mai mic ca mine, îți dai seama. Și eu jucam mai multe piese și cumva ar fi trebuit să am mai multe... Nu ar fi succesul. Da, adică eu testasem succesul, dădusem cu nasul pe la succes. Ori el nu era încă așa cunoscut. Și cu toate astea în jurul lui era numai fete. Bă, bună și... Dar și eu am colegi, e toate nebunite și pe la noi... Dar eu mă întreb cum de n-ai căzut tu în plasa dumisale. Eu? Da. Ia că n-am căzut. Adică nu te-a atras la el înfățișarea sau ce te-a depărtat de el? Te-a făcut să nu vrei să aveți un cup de fudră? Păi, eu sunt prietenă cu el. Aia că nu s-a văzut prieten, dar brânză-i pe bani. Nu, no, eu sunt prietenă cu Dan de mult, nu avem treabă, nu. Nu că nu, adică, da, îți dai seama, ci să... Vă zic până la capăt, dacă a fost sau n-a fost, ca să știu aici, să nu măcar să te trec la... N-a fost, că eu eram pe vremea aia altundeva. A, am înțeles. Ce surpriză să-l întrebăm surpriză? Ia, fii atent că ai intrat. Aha. Păi e altceva, mă, Dane, mă. E mai bine așa, oare? Acum ați vedem și abdomenul plat. Acum ați vedem și rănțișul de la gât, mușchiulețul de pe brand, pectoralii. Păi acum să vede de ce. Eu am întrebat degeaba. N-am știut, n-aveam imaginea clară. E un mister, dar, cum spuneam, omul pernă în Florin... Nu! N-a fost în regia domnului Grigoraș, dar domnul Grigoraș mi-a fost profesor la facultate. Eu am jucat în alt om pernă, cel de la Teatru Act. Bă, dar e că te-a văzut și în spectacolul ăla. Că poate te-o fi văzut și acolo, adică a avut imaginea ta. Da, probabil. Sau poate chiar nu știe cine sunt. Nu, eu nu cred așa ceva. Tu totuși ești, dar pentru noi ești Dan Răduleanu și noi nu... A jucat în Challenge-ul pernă. Nu știu ce e challenge-ul ăsta, dar sună interesant. Zine de sponsorii tăi, că înțeleg că ai sponsori, ca orice sportiv, ca orice actor mare ai sponsori. Când ne spui de unde ai tricou. Tricou ăsta? Da, da. Sponsor oficial H&M, cred că e. Bun. Băi, nu mai spune, bă, ne nenorocești, nu mai spune brand-uri. Da, aveam atâtea contracte de publicitate pe toate. Păi nimic, plătim din banii care trebuia să-i dăm pentru el. Da. Îmi pare rău. Băi, apropo de asta, eu chiar vă invidiez că pe mine nu mă sponsorizează nimeni și chiar vă invidiez pentru jucăria. Păi cum, te sponsorizăm noi? Stai un pic, că nu pleci nesponsorizat în seara asta. O oră de tenis tot dăm și noi așa. Eu am o informație că ieri ai mâncat pe gratis. Nu mai fi. Nu e adevărat. Cum n-ai mâncat pe gratis? N-avem poze, îmi pare rău că n-am niște poze. Să le pun să se vadă în ce festin ai fost, în ce sardada pe lie erai, în ce... Când regal. Știi cum lua cârnăciorii? Uite așa, cu două mâini. Nu mai cârnăciorii? Da, alea două cefe pe care le-ai mâncat fără să răsufli, alea cine le-a adus, Ilona? Dacă începem cu din astea. Zi repede. Am înțeles că a fost pe barter și că ați fost împreună. Da. Am fost împreună, dar cefele și cartofii, să mă iertați, le-a adus altcineva. Nu Ilona. Am mâncat separat. Uite, doamna doctor Suzana Sasu, îmi pare rău că n-am o poză să ți-o arăt. Chiar îmi pare rău pentru că ți-ar fi făcut mare plăcere. Te roagă să o ajut să debuteze în teatru. Că zice că este adorabil. De două, trei ori sau câte ori vrea. Băi, uite, tocmai când mi se scufundaseră toate corăbile acum, am intrat în live-ul vostru și pare că se vede așa luminița de la capătul tunelului. Știu, dar noi pentru asta am făcut... Iată, doamna doctor.
Oh, welcome us in our home. You will never be alone. Gata, ăsta este. Fii atent că ești responsabil de debutul, doamne. Băi, nu, 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 stați un pic, că dacă îmi sureați, eu mai am niște bancuri aici, eu m-am pregătit mult mai bine, dar stați un pic, că nu... Da, sigur, Dani, cu mare plăcere, vrem să le ascultăm. Te rog, eu fă ceva, dă-i un mesaj privat. Numărul și lasă să zică. Hai. Au scos. Aveți invitație, ai avut... Nu, te-am scos, te-am băgat. Stai liniștit. Zim dacă ai avut invitații de la circ. Nu, încă nu. Încă nu s-au întâmplat. Ia uite ce râde lumea. S-au prins. Dar mulți colegi ai tăi au avut invitații la circ. Silviu Biriș, doamna Magda Catone, deci au fost la circ. Tu cum ai fost ratat? Adică, băi, nu pe mine mă impresionează cameleonismul al domnului Biriș și faptul că e în stare să facă atâtea lucruri până la urmă. Adică, și pe mine, păi, dar eu spun în sensul bun. Prezintă la circ. Odată m-am nimerit la o nuntă la care m-au invitat niște rude mai puțin îndepărtate. Și el cânta acolo, frate. Adică face de toate cum ar veni. Chiar e foarte tare, nu? Într-un fel. Tu știi că distrugi relații? De ce? Păi ești genul care intri în familie și distrugi familii. Nu e adevărat. Bă, eu cred că pe nu vede comentariile. El nu vede pe telefon comentariile. Adică eu lucrez pentru emisiuni, pentru domnul ăsta și el mi-o fură pe doamna doctor. Asta e, domnul, când avea o relație cu doamna doctor, noi aici suntem o comunitate, dar nu te bagi în comunitatea noastră și femeia altuia, că ne supărăm. Bă, până la urmă, doamna doctor s-a băgat, ea singură a zis, ea alege acum, nu știu. Domnul i-a zis că vrea să debuteze. Uite, domnul Silviu Biriș e și tigru de la circ. Da. Asta n-am citit cu tigru de la circ. Păi nu, că e la mine aici, pe... Da. Uite, gata, am citit. Hai de zine, Dane, mai ai glume? Că eu chiar vreau să aud, pe mie îmi plac foarte mult. Adică eu am leșinat aici, eram moartă de râs. Era să mă dau cu capul de ori. Mie, apropo de asta, Ilona, mi s-ar părea cum... Auziți, dacă întorc așa, mă mai vedeți? Te vedem invers. Te vedem invers. Așa te vedem bine, vedeți, nu? Da. Ilona, mi s-ar părea corect să ne spui și tu măcar o glumă. Că Marius a încercat să spună pe aia cu semnele de punctuație. Zi și tu măcar una, nu? Așa ar fi echitabil. Mă, n-am decât astea bune eu. 100 de lei a venit pentru tine, domnul Dan. Din nou perlă. Băi, sunteți foarte tari și ascultătorii voștri. Nu? Hai că a început să-ți placă emisiunea asta când ai văzut cum încep să curgă banii și ai văzut că e cu portocaliu. Băi, dacă mai intră 100 de lei, simt așa că mă strânge și tricoul ăsta. Adică facem de toate. Dane, ăștia spectatorii noștri cu care facem Q&A-uri. Noi pe spectatorii ăștia am crescut de mici. Q&A-uri? Q&A-uri facem. Păi, Marius, am auzit că te duci mâine la întâlnirea cu Orban. Vreau să te rog ceva. Da, da, mă duc mâine la întâlnirea cu domnul Orban. Ca să ce? Să îi pui să ne pună să jucăm? Sau ce? Nu mă vreau să-i dau jos, să preiau conducerea. Păi nu dar, la național, acum vrei guvernul cu totul? Dar eu vreau tot ce se mișcă în țara asta. Râul Ramul mi-e prieten numai mie. Iar ție dușman ți este. Dușmănii de vei fi de moarte. Văd că ți s-a suit Richardul ăla la cap. Nu, asta Richard, Richard 3, nu? Nu Richardul, Riciu mi s-a suit la cap. Ok. Noi funcționăm asta pe Riciu. E din Richard al treilea de Mihai Eminescu, nu? Da, e varianta autohtonă. Varianta scurtă. Varianta scurtă, atât a fost. Asta e. Avem și cartea de patru. Uite că vreau să te întreb ca de la coleg la coleg, dacă îmi permiți să mă numesc colegul tău, nu știu. Sigur că da. Da, puiule, zic cum vrei, puiule, ok. Să rămână, maestre. Dacă ar fi să ai dreptul să spui tu mâine când te duci în Teatrul Românesc, să zici, bă, vreau să joc asta. Ce treaba, cu o întrebare serioasă, stremură telefonul, mână. Da, te rog, spune. Deci, uite, asta a fost până acum, a fost cea mai bună glumă ta. Gata, hai că-l țin cu ăla, că nu se... Așa. Investește spune puțin în aparatură, Dani, ăsta e primul. Vrei să devii online-ist? Acum, așa, spune așa. Că bine, acum vedem o bibliotecă, care nu prea e plină cu cărți. Cum să nu? Zi. Dane, vrei să devii online-ist?
Onlineist? Onlineist. Păi da, asta încerc să mă lansez aici la voi. Asta păi investește un pic în aparatură, că uite eu și Ilona, ne-am cumpărat ring light, ne-am cumpărat laptopuri, am investit în rețea. O să-mi cumpăr, dar acum zi întrebarea aia, până nu moare de tot și telefonul ăsta. Dane, te duci, ai dreptul mâine. Da. Te duci, ai dreptul mâine să intri în Teatrul Românesc, să spui vreau să joc rolul ăsta. Care e rolul pe care ține alege? La prima strigare aș răspunde Iago, dar mi-e frică, fiindcă eu toată viața m-am bătut cu pumnii în piept, că eu aș fi foarte bun în feste din a 12-a noapte și când chiar l-am jucat, am pățit și eu așa. L-ai dat de ciment. Așa că... Ce? L-ai dat de ciment. Nu l-am dat de ciment, dar nici n-a fost în niciun caz ce-mi imaginam eu că rup pisica în două cu el, știi? Deci de-aia... Că vedem la jumătate de față, dacă te-am vedea cu totul... Așa, da. Așa, da. Cred că... În mod paradoxal, stai să vă arăt, uite, cam și așa. Mamă, bă, Dani, dar la tine lus, bă! Dar revenind... Cred că, în mod paradoxal, cu cât îți pui mai multe speranțe într-un rol, cu atât ai șanse mai mari să fie un mare fus, de fapt. Nu știu de ce. Am pățit și eu. Dar am pățit și am jurat că nu o să mai îmi doresc niciun rol niciodată. A, vezi? Da. Uite, te întreabă cineva de ce e lumina galbenă la tine în casă. Este o întrebare foarte bună, fiindcă eu am vrut să fiu ergonomic și să nu distrug planeta și mi-am pus LED-uri în toată casa. LED-uri din alea. Bravo! Superb, am mai văzut la o familie de rom. Tot așa. Doar că LED-urile astea, mă rog, n-aveau culoarea scontată. Ei, cum am dat de pe net sau cum ai făcut? Nu. Da, știu. Uite că și voi aveți LED-uri. Uite, Daniel, asta a făcut aici. Dă-ți tu telefonul ăla pe mijloc. Stai și tu. Băi, dar acum mi s-a încins foarte tare. Mai stați un pic. Deci mai ies o dată și mai încerc o dată de pe calculator. Stați aici, nu plecați. Doamna Rodica, n-am cuvinte, nu știu ce să zic. Dacă toți actorii ăștia, în afară de noi, ia tehnici. Nu știu, frate, noi doi suntem top. Uite-te și tu cum se vede, cum se... Suntem proști pe actorie, că dacă eram bine și pe actorie, noi eram cineva, frate, în țara asta. Băi, să știi că da. Uite, chiar vreau să-l întreb pe Dan niște chestii legate de cum se pregătește el înainte de spectacol. Să vreau să văd cum își minte el publicul lui și ce o să spune el că face înainte de spectacol. Da? Uh-huh. O întrebare serioasă. Am înțeles. You will never be alone. Welcome. Nu avem filmulețe. Aș vrea să întreb ceva. Cum te pregătești înainte de spectacol? Cum mă pregătesc? Fac 30 de flotări. Bra, pre, pri, pr, fra, fr, mra, mra, u, i, ma, me, mi, mo, mu, ma, me. Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi închilos, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam Dar trebuie lăsat. Poate faci dar așa? Deci te rog eu, Horațiu, lasă-l cu totul, că domnul ăsta este bestial. E lung. Poți să faci așa, Dane? Nu căutăm atenție. Ești cel mai aproape de adevăr. Jur. Da, vezi că ceva talent parcă tot am, da? Mă chinui foarte tare să-l ascund de fiecare dată. Realizatorul acestei capodopere, mini capodopere, este cu noi. Îl rugăm frumos să ne trimită un mail, că am vrea să intrăm un pic să vedem cum s-a aliniat stelele, de a ieși minunea asta. Nu, că eu nu pot. Ia mai zi tu, Dani, odată. Trebuie să-ți imaginezi că ai înghițit din greșeală o minge de ping-pong. Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu, chiar de ne vezi închilos noi. Deci imaginează-ți că ai o minge de ping-pong în gât. Nu căutăm atenție, vrem doar să... Și nu poți să o eviți, că te blochează acolo. Doamne! Deci e o minge de ping-pong? Da.
Nu că îți lipești limba de larinte. Nu pot. Nu pot. De pregătire. Ilona, am o teorie paradoxală. Eu vreau, da, să scriu o carte, Paradox despre actori, care a mai fost scrisă de alți 10 actori care și-au dat doctoratul cu asta. Da. Pregătitul mi se pare la fel cum am zis și cu rolul. Dacă te pregătești prea mult, iar o fâsii. Eu știu pe cineva care avea, care la cabină, la teatru, tot timpul cu 2 ore înainte, o oră jumate, două, făcea. Bax, fix, fix. Și avea o replică și s-a bâlbuit de când a intrat. Da, da. Și eu am o poveste. Și eu am o poveste cu asta. Eram la sala nouă de la Comedie, unde se montează texte de astea mai experimentale așa. Și jucam cu Monica Sândulescu. Nu știu dacă voi o știți pe fata asta. Ea acum a plecat din țară. O știu pe Monica, o știu, eu o știu. Cred că trăiește undeva în Suedia acum, unde sunt niște ritualuri, se închină la un pom, chestii de-astea, mă rog. E frumos, e frumos. Și Ilona a încercat să îmbrățișeze copaci, dar... Ea avea un întreg ritual din ăsta de relaxare, făcea yoga în culisa aia, care era o perdea din asta improvizată, se întindea și la un dat rămânea așa, se ridica în picioare și rămânea așa aplicată. A, era bine poziția, ridică puțin capul, că era bine poziția. Ia mai stai un pic așa. Nu, lasă. Și... Deci stătea așa aplecată, ca un briceag închis, și începuse deja spectacolul și am întrebat-o: Monica, ce faci? Mă concentrez să încep spectacolul, mă relaxez. Și s-a relaxat atât de tare încât a uitat să intre. Băi, Dane, dacă tot ai început asta, te rog eu spune povestea aia cu China. Te rog din suflet, că aia mi se pare genială, că mai ales noi știm. Cu China. Cu domnul Puiu sau ce? Da, cu domnul Puiu. Aia cu pașaportul? Și aia cu pașaportul și aia cu scena. Aia cu scena, nu știu dacă întrebați voi. Aia cu aia, zi odată din China. Aia cu scena nu cred că e deontologic profesional să o povestim acum aici. Dar pot să zic aia cu pașaportul. Da. Te rog. Deci nenea Puiu, nefiind neapărat super expert cu controlele astea vamale, cu nu știu ce, și-a încredințat... Ridicatorul Puiu Dănilă. Da. Și-a încredințat pașaportul personal Monicăi, care lucrează la noi la Teatrul de Comedie, acum este director. Vezi cum se face, Dane? Da. Așa. Și i-a dat pașaportul ei în ideea să nu rătăcească, că ea știe unde trebuie scanat, unde nu știu ce. Iar chinezii sunt super stricți, adică au 10.000 de controle de-astea. Scan de la biometric, porți, iei un metrou, după aia iei un autobuz, tot un terminalele alea, deci un drum infernal. Ajungem la primul control de ăla, nea Puiu nu era nicăieri. Băi, unde-i Puiu? Nimeni nu-l găsea. După ce așteptăm un sfert de oră, zicem: asta e, trecem, na, pierdem avionul, asta e. Trecem de scanul la biometric. Repet, pașaportul era la Monica, al lui. Trecem de scanul la biometric, ne suim în metrou ăla, mergem 3 terminale, nu știu ce. După ce ne controlează și la pașaport, se uită și în gură, nu știu ce. Trecem și de ultimul control, nea Puiu aștepta acolo la îmbarcare pe o bancă. Noi îl vedem acolo pe băncuță. Cum ați ajuns nea Puiu aici? Da dracu știe cum am ajuns. Da. Tot el era supărat. Filmulețe în China, ai filmulețe din China, ai filmat mult în China. Am, da. Uite, poate ne aștept regia tehnică să vedem și un filmuleț din China, că noi ne-am pregătit, Dane, asta e emisiunea aproape profesionistă, să știi. Da, și eu m-am pregătit și dacă chiar mai încerc, mai scot un banc până la final. Te rog mult că publicul nostru... Știi că tu ești aproape de recordul pe care l-a făcut, nici nu-ți imaginezi cine, Carici, în emisiunea noastră? Carici? Carici, în emisiunea noastră, un alt invitat a făcut la fel de bun ca tine, Riciu. Cine? Shelly? Da. No, serios? Uh-huh. Păi, deci eu nu știu să mă marketez. Eu nu știu să mă marketez înseamnă. Trebuie să am o mâță asta de undeva, să fac ceva. Am înțeles. Hai să vedem în China cum a fost. Hai! Conjunctiv prezent al verbului menta. Dar știți câte piese de teatru a scris Ion Luca Caragiale? Mergeți la referendum pe 7 octombrie? Nu? Asta e țara în care trăim.
Asta e țara în care trăim, domne. Asta e țara în care trăim, da. Dar nu prea avem, ne? Ai avut? Ia stați un pic. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, bună seara, ce faceți? Domnule, suntem în admirația dumneavoastră. Suntem, deci ne-ați făcut ziua, emisiunea, viața. Știți că aveți darul de a face viața oamenilor frumoasă? Vă mulțumesc foarte mult, vă urmăresc de foarte mult timp. Eu am puține emoții. Nu trebuie, că uitați că domnul Dan are emoții, care telefonul pe jos. Așa-s mari artiști. Și eu am avut, dar mi-am dat seama că aici nu e absolut niciun fel de pretenție de seriozitate, deci e ok. Nu știm cum. Da, mă bucur că v-a plăcut. Nu știu ce să vă spun, puteți să vă întrebați voi că... Gabriel, da, eu vreau să te întreb dacă îi poți învăța cum să facă chestia asta cu vocea, că eu n-am reușit să îi... Eu am putut doar să zic de chestia asta cu bila de mingea de ping pong în gât. Altă comparație n-am mai plastică. Chiar nu știu să vă spun tehnica. E o chestie pe care o fac pur și simplu din gât. Poți să o fac și acum dacă vreți. Hai să facem acum împreună. Ia. Hai. A 3, 2, 1 și... Welcome us in our home. Nu mai tu versurile, că am emoții. Dar asta nu e vocea ta, ți-ai făcut voce așa, nu? Nu. No. Da, adică mă rog, am lucrat un pic la gât. Normal cum cânti și acum să cânte la fel. Dacă e să cânti normal, cum cânti? Nu vrei. Cu siguranță nu vrei să mă asculti. Nu vrei să mă auzi tu pe mine, că și eu sunt la fel. Dar de curiozitate... Nu pot, mi-e rușine. Păi uite, welcome us in our home. This is Biblia. Welcome us in our home. Bun. Domnule, păi el, tu chiar ai participat la Românii N-au Talent. N-am talent, n-am voce. Marius, tu ai participat la Falsez pentru tine, n-ai fost și tu, Marius? Păi eu am făcut parte de jurul, Dane. La Falsez pentru tine? Da. Ah, ok. Da, eram eu, Lari Georgescu, mai erau mulți. Eram o pleadă de actori. Băi, mulțumim frumos, deci ne-ai făcut... Mulțumim tare mult, chiar nu ne așteptam să intri seara asta. A fost o surpriză de la regie, eu nu știam că o să intri. Mi se pare foarte tare ce ai făcut și faptul că... Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi închilos, noi suntem la serviciu, avem... Vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și partere și ghivire, ui, dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influenceri, ni se duce buhu. Ce tare! Băi, l-am văzut! Ni se duce buhu! Bă, deci ce e foarte tare e că pe lângă vocea asta de Benone Sinulescu după castrare, e și pe lângă rim complet, adică e perfect. Da, n-am nicio treabă, știu. E foarte excepțional. Dar băi, dar credința cu care cântă, zici da. Că, adică are o chestie pe care nu o găsești, adică e ceva așa... Eu oricum, eu cel puțin când am văzut inițial, nu ne-am dat seama dacă e la mișto, oricum faptul că e la mișto e și mai tare, că tu ai făcut chestia aia să fie foarte credibilă. Eu nu mi-am dat seama inițial, băi, o glumă. Băi, dar ce să facem? Nu, clar, Ilona, tu, da. Că tu ești cântăreața din adunarea asta tristă. Așa? Hai, arată-ne tu cum trebuie să sune, de fapt, toată chestia. Hai. Ilona are o voce superbă, oricum. Păi de asta zic, trebuie să ne facă ea o demonstrație. Ai cântat deja asta? A cântat, ea cântă de fiecare dată. Dacă vrei să auzi, îți cântă și tie. Dacă dai milionul, ea cântă. Ah, ok. Dar trebuie să fii dispus. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influencer, ni se duce buhu. Welcome
Na. Ai văzut care e și un tremolo la Home of the Mother? Da, ea bare ca astea mari, ca Maria Dragomiroiu, ca toate astea mari. Ea merge, da. Era mică, a mers, a făcut o groază de bani din colindă. Da, eu am la nunți. Gabriel, zi-ne ce meserie, adică că poți, dacă vrei să ne spui ce meserie ai, că eu te văd la fel de bun ca un actor, adică tu crezi că ai putea să faci... Nu. Pot să spun că am făcut puțină actorie când eram mai micut. Așa. Eu lucrez la o bancă. Lucrez într-o instituție financiară bancară, deci nu am pregătit. Să fac și împrumuturi acolo? Da, facem și împrumuturi. Poți să-ți amân ratele, să știi. Ah, serios? Da. Depinde la ce bancă ești, că dacă n-ai împrumut la banca lui, nu poate. Decât dacă are. Nu pot să spun. Nu facem reclamă. Am spus că nu facem reclamă în emisiune. Auzi, dacă faceți împrumuturi acolo, dă-i împrumuturi și pe Ilona cu 1 milion. Ai 1 milion până săptămâna viitoare? Asta puteți să vorbim în privat. Bine. Îți dai seama, să ceri și niște servicii, Ilona, nu se poate să... Gabriel, să nu-i dai, Gabriel, că te plimbă așa 3 ani după aia. Pe mine m-a plimbat cu 50 de lei, nici până azi nu i-am văzut. Că ți-i dau, că stai un pic, că chiria, că nu știu ce. Și acum am văzut-o cu Merțanu pe stradă. Deci... Da, așa face, a strâns de la noi tot. Dar ce, nu i-am dat, Dani? Dar i-am dat, numai acasă nu i-am dat. Mă rog. I-am dat de toate. Da, deci... Gabriel, mulțumim frumos. Ești foarte tare. Bine, și eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim că... Cred că ești în punctul... N-am primit, adică am mai primit clipuri, dar ceva atât de amuzant n-am mai primit. Mi-e teamă că ești pe punctul de a câștiga concursul. Să sperăm. Asta mi-e teamă. Bravo. Mulțumim frumos, Gabi. Mulțumim frumos. Bine, mersi și eu, papa, vă pup. Ceau. Uite, Dane, vezi? Bă, da, noi numai femei avem pe emisiunea asta. Acum le-a picat pe Gabriel. Auzi, Gabriel, ești solo. Bă, ce aveți, bă, fetelor, bă, frate? Chiar așa la esece, da. Peste tot. Dar voi chiar nu vă dați seama, de fapt, de ce intră lumea aici? Adică, pe bune, 50 de lei, 100 de lei, vă prefaceți că vorbiți de teatru. Lăsați-o încolo, că nu asta e secretul. Dar ce credeai, că ne dezbrăcăm la un moment dat sau ce credeai? Lumea asta speră. De la corpurile astea ale noastre ferească Dumnezeu, păi ce să vezi? Auzi, dar tu cu ce rol ai pățit chestia asta? De ți-ai dorit și după aia... Băi, eu am pățit cu Drept ca o linie, care a fost debutul meu, dar nu că l-am dat de gard, că nu pot să zic că l-am dat de gard. La Brăila eram angajat, bă, dar nu mi-a ieșit până în ultimele 3 zile când a început să iasă cât de cât. Și eu mi-am dorit rolul, eu îl am cerut regizorului, eu mă l-am căutat pe el, știi? Și am promis în momentul ăla că niciodată nu o să mai spun că vreau un rol, niciodată. Lasă să întâmple, dacă se întâmplă, dacă nu, și aia e, la revedere, nu. Da, plus că dacă ți-l dorești, înseamnă că deja ai o idee preconcepută despre cum ar trebui să fie, ceea ce ți-anulează cumva bucuria descoperirii, știi, pe parcurs, să vezi, bă, uite, s-a întâmplat asta, nu mă așteptam să iasă așa... Da, e complicat. Nu mai vreau. Am zis că am promis că nu. Eu am făcut roluri multe proaste. Eu sunt un actor care sunt, doar tu mă știi, sunt cunoscut pentru foarte multe rolurile proaste pe care le-am făcut pe lângă câteva bune. Am făcut câteva bune. Nu poți să spui, nu? Ba, da. Că ți-a luat. A fost ce dracu zic acum? Eu sunt fanul tău de când te-am văzut în ăla Inimă de pâine. Ăla a fost foarte bun. Da, acolo jucam, când jucam cu Sufletul Zahărului, nu? Da. Și cu Memoria Apei. Da, eram, da, spectacolul ăla, da. Era foarte bun. Ei, uite, la nu mi l-am dorit. Da, uite, că s-a întâmplat. Chiar, Dane, uite, acum. Ce? Tu n-ai pregătit, Ilona, să-ți dorești un rol și să dai cu el de gard? Băi, nu, pentru că nu mi s-a oferit ce mi-am dorit eu niciodată. Mi s-a oferit doar ceva ce nu m-am așteptat să mi se ofere și atunci n-aveam nici așteptări. Adică nu era ceva ce am zis, mamă, vreau neapărat ăla. Nu am avut niciodată. Dar mi s-a oferit. De ce ești distribuită tot timpul pe contraamploa, pe femei de astea fatale și frumoase? Este distribuită pe astea? Da. A joacă numai asistente, numai... O singură dată mi s-a întâmplat și ăla e și rolul care nu prea mi-a ieșit, să fiu distribuită în femeie fatală. Eu mă întreb de ce e distribuită, nu în ce rol. Corect. Aici așa. Dar că sunt distribuită. Uite, aici jucam doamna Tana din Ștefăniță, din Viforu, cu Ștefăniță Vodă. Marius Manole era Ștefăniță Vodă. Dar el era mai sărăcută. Vă ca inelul și în poza asta. Deci, da. E clar că e. E porbonoriu ei. Exact. Aici
Ia uite. A, i-am servit-o pe asta, i-am ridicat-o la fileu, bam, direct, a băgat cu inelul. Păi, dar, bă, dar acum nici tu nu te omori, tu nici tu nu te omori cu filmul. Eu? Sau, da, sau nu știu eu. Păi cu fața asta de Modelino, ce film vrei să fac? Păi filme cu Modelino. Exact. La, crede-mă, la primul film cu Modelino care se face... Nu, mă, uite, o să-l chemăm, chiar o să vorbim, o să avem o discuție și cu Emilian Oprea, trebuie să vorbim zilele astea. Da. Uite, zi tu că nu seamănă. Pe bune. Ăsta e un pic mai galben decât mine, dar mă rog. Să avem o... Ce părere ai tu despre faptul? Ce părere ai tu despre faptul că joci mai prost decât mălăiele? Tenis. Eu? Tenis, da. Păi mi se pare firesc că el joacă zilnic, nu? Corect. Și tu? Dar și tu ești bun. Da. Mai nimeresc câte o servă așa din când în când. Adică dacă ar fi să inviți lumea să te vadă pe un teren, unde ești tu mai des așa, dacă ar vrea lumea să treacă să te admire jucând? La tineretului. La tineretului și sportului, poate. Da, sunteți jenanți și neinspirați. Bravo, doamna Lonia. Sau dacă e doamnă, nu știu. Excelent! Dumneavoastră ați găsit adevărul. Ați nimeni. Iar că m-ai scris. Sunt... Stai că mai scriu de toate. Dar câștigați premiu. Doamna, pare că deține cheia adevărului chiar din poza anonimă pe care o ține acolo. Îți dai seama. Dai seama. În bloc, o lăsăm că poate mai zice lunii sau poate e domnul. Poate e chiar domnul. Poate e domnul, poate e doamna. Poate e domnul. Dan Rădulescu după un alt care vrea să ne facă pe noi să ne simțim prost că l-am chemat în emisiunea asta, așa cum e ea. Păi nu vezi că o mână o ții mereu ascunsă, că dau send de aici, apăs pe... Deci o doamnă este cu tine, Dane. Tu aici, s-a făcut o listă, dacă nu mai sus scria, s-a făcut o listă aici de admiratoare și ziceau că ar veni la tine curândul, dacă ești discut chestia asta. Da, trebuie să-mi iau scanner de ăla de temperatură. La intrare. E, Dane, hai, da, și dacă sunt poate... Măi, Dane, pe bune, dacă nu erai mic, îți lua temperatura cu scannerul. Cu ce îți lua temperatura? Cu buzile, pe frunte, sau ți-o lua cu mâna? Hai pe bune, că nu era cu scanner. Acum, hai să fim serioși, că ăla nu e scanner, frate. Ăla e arma lui Bill Gates. Deci Bill Gates a pus pe noi, vă zic, vrea să ne omoare pe toți. Și vrea să ne bage microchip în frunte la toți, n-ați citit? Tuturor. Da. Eu de aia nu ies din casă. Mie mi-e frică că de Bill Gates cadă factura de la Enel. Nu, deci eu oricum cred că sunt și termometrele astea. Mi-am luat și eu astăzi temperatura cu unul din ăla și a mea e și 34,5. Eu cred că sunt date înapoi, ca la mașinile aduse din Germania. Bă, da, serios? N-are cum. Chiar ți s-a întâmplat asta că e a 5-a oră când auzi povestea asta cu 34,5? Da, mă! Jur că mi-a ieșit 34, ceva. Zic, bă, dă-l încolo, e luat... Eu ți-am zis că ești o femeie rece. Mamă, păi atunci chiar nu mai au niciun sens termometrele alea. Dar tu ce credeai? Că te duci până la magazin să-ți ia temperatura, să vezi în ce stare ești? De fapt, la tine, Ilona, cu fața asta de strigoi, s-ar putea să fie corect termometrul ăla. Nu știu ce să zic. Oh, băgați râsul, vă rog! Horace, te omor cu mâna mea. Fii atent, te caut după emisiune și te... Bine. De ce crezi că sunt, Dane, cum explici tu faptul că nu sunt mulți colegi de-ai noștri care privesc emisiunea? Invidia este o boală foarte grea. Foarte grea. Și asta o să-i... Asta în primul rând și în al doilea rând, faptul că e total lipsită de content. S-ar putea să fie și ăsta un factor, știi? Da. Eu nu m-am gândit la asta. M-am gândit doar la invidia. Eu cred că doamna Lobby avea dreptate, sau domnul Lobby, sau cum îi chema. Luni. Putea să fie dreptate. Băi, dar până la urmă, eu mă gândeam să punem problema așa. Facem rău cuiva? Dacă nu vor să se uite, să nu se uite, nu? Până la urmă. Doamne, ne-am dezbătut asta mult și bine. Este sindromul sadomasochist, care se manifestă prin a te uita la lucruri care nu sunt... Ionel Niță, 100 de lei, super sticker! A venit în direct pentru Danu. Nu credeam, Dan, de fiecare dată când vin 100 de lei, nu am crezut în viața mea că o să mă gudur atâta pentru 100 de lei.
Ilona, ăsta e doar început. Am un sentiment când văd galbenul ăsta aici, ce nu-ți poți imagina. Ai dar putea să faci mult mai bun. Am văzut galben în fața ochilor. Deci, domnul Anel Niță. Eu cred că tu, Ilona, începi să o înțelegi pe doamna aia din piața Victoriei de acolo. Eu sunt o femeie independentă. Vrei să fii și tu o femeie independentă și plină de bani? Ai aflat secretul? Eu am aflat secretul pe live-urile astea, măi, Dane, dacă poți să crezi. E o lume tricky, să știi. Nu te lăsa. În afară de nunți, Dane, ai mai fost la o emisiune unde să curgă banii, așa? Nu, dar nici la nunțile la care am fost eu n-au curs banii. Eu m-am făcut că dau. Mi se pare corect. Eu plecam, când se dădea banii, îmi făceam treabă la toaletă. Egocenturiștilor. Domnul Câine e contra noastră. El e și contra lui, stai liniștit. Ioan se amădă și încă merge că și așa mai departe. 50 de lei și așa mai departe. Dar apropo de nunți, Marius, uite, din punctul ăsta de vedere, parcă a picat bine toată pandemia asta, nu? Că s-au anulat toate obligațiile astea. Hai la... Eu am stat cu atâtea bani în buzunar, că aveam atâtea boteze, nunți, chircituri de astea care se fac. Am scăpat. Eu n-aveam, nu eram invitată. Nu știu de ce. N-am avut. Ilona, să te invite ca să ce? Să facă de rușine cu tine? Chiar nu m-a chemat nimeni. A trecut ceva timp de la ultimul banc, deci trebuie întutire. Da. Două baloane urcau. Mai poți? Mai poc. 250 de lei, Alexandru! Doamne! Alexandru, eu nu știu, tu ai să sărăcești cu emisiunea asta noastră. Tu o să ne cauți pe Atenție, Marius, a pus dar mâna pe cartea aia cu bancuri? Ai văzut? Nu e coincidență. Nu se poate. Dane, nu se poate, mă, n-ai cum. Nu există. Dar nici măcar n-ați zâmbit la prostia asta pe care am zis-o ultima dată. Ne-a luat minte. Dă-mi pace că avem treabă. Uite, de la domnul poetul Marian Florin Constandache din Londra a venit 5 lire aproape. N-a vrut să dea chiar 5 lire, a dat 49. A mai făcut economie de 0,01 lire, știi? Să-și ia și el ceva. Și lirele astea cum? Voi le primiți sub formă de lire sau le convertiți? Asta nu e treaba ta cum le primim. Noi nu discutăm cu tine la final. Nu te interesează pe tine chestia asta, cum primim noi. Da, așa o să-mi zici și mâine, nu? Când îmi dai 5 lei. Nu e treaba ta cum am făcut împărțeala. Noi te-am asigurat de glorie. Cine apare în emisiunea asta, pasul următor e la Teo Show. Plus pe Instagram-ul, la tine pe Instagram. O să fie pe Instagram buluc acolo la tine. Tu n-ai văzut doamnele astea care sunt. Uite, 10 lei de la Simion. 10 lei de la Simion Irina. E frumos, e bun. Auzi, Ilona, dar tu... A zis cineva că te plătește să nu mai spui bancuri. Da? Dan, fii atent. Îți dăm o poezie de al domnului Marian, poetul, pe care s-o interpretez, că eu sunt convins că după asta o să fie grav de tot pe ce se întâmplă aici. Cine-i domnul Marian, poetul? Marian Poetu, băi, e Eminescu, ăsta, Bacopia și Marian, care a dat 5 lire. Uite. Mai aveam doar unul, deci scăpa ușor. Doamna doctor, nenenorociți. Vă rog din suflet, domnul Cândea, sunteți sărac, eu vă știu, vă rog eu mult, nu vă mai împrumutați de bani ca să vă vedeți numele pe ecran. Adelina, 2,99 euro, 2 lire, pardon. Zi, Dane, uite, te uiți. Dane e stare de joc, nu-i vine să creadă ce altă prostituție am ajuns. E rușine să stai acolo. Nu, prima mea impresie a fost video chat, dar acum mi se pare că seamănă un pic și cu emisiunea aia de pe vremuri în care trebuia să ghicești cuvântul, să... Sunați acum! Funul! V-am spus până beau apa! Exact, ceva din vibe-ul ăla avea, da. Da, suntem genul ăla de actori care ne-am murdărit, ne-am dus în noroi. 50 de roani de la Asta e foarte ciudat, aici e ceva schizoid în atitudinea doamnei sau domnului. Aici e mâna lui cuiva. Da. Păi nu mai terminăm emisiunea la ora care terminăm.
De când a zis Dan ultima glumă, poate domnul sau doamna lunii așa, a crezut că a văzut că suntem inspirați, că Dan totuși a avut niște glume inspirate în seara asta. Stagiatura la mine? De, iar domnul Cândea, vă rog eu mult, o să vă ridice poliția, vă rog frumos din suflet. Actori murdari. Stagiatura se negociază după prima întâlnire. Auzi. Eu mai întâi fac o întâlnire gratuit să ne dăm seama dacă aveți date. Și dacă aveți date, după aceea negociem o stagiatură. A, înțeleg că ai făcut o ofertă, doamnelor? Dânsa m-a întrebat. A. Eu am răspuns. Am înțeles. Da, bă, dar o să fiu un om sănătos, știi cum o să ai dantura? Ca dinții de cal. Asta chiar mi-a trebuit. 10 lei, vreau să sune telefonul. Iată. Atenție! Atenție maximă. Ilona, între timp tu pregătește cheesecake-ul, să vadă lumea ce ai făcut, că e foarte frumos. Și e păcat. Așa că l-am mâncat. Nu, l-am mâncat pe tot. L-am mâncat pe tot. Două roșii pe șina de tren. Vezi că vine un tren din spate. Ete, flush. Foarte bun. Foarte. 50 de lei, Marian Radu. Mulțumesc. Cu bancul ăsta, nici nu l-ai terminat. Două lire, Cristiana D. Ce mare. Băi, da, de mă, dar o poezie nouă. A, el da, este domnul Marian Poetu. Da, dacă domnul Poetu a trimis o poezie nouă, vă rog să scoată regia să-i o punem să o recite domnul Dan Rădulescu, pentru că el este în seara asta de servicii aici. El a preluat conducerea de la emisiune de ceva vreme, de când curg toți banii ăștia aici. Pe o citesc așa. Eu pariu fac că mâine Dan Rădulescu are show pe online. Și eu zic. Ia uite, Dan. Fii atent, Dane. Ia, vezi fără ochelari că eu nu văd. Se cheamă locul râuri de virgine, locuri aproape virgine. Măi, dar locuri asta, aproape de virgine. Asta e o poezie frumoasă. Te rog. Păi de ce să o stricați cu mine? Asta păi trebuie. Nu, asta trebuie să o citești tu sau cineva, un om serios, nu un Doamne ferește, mai prost recitator ca mine nu există de pe lumea eu asta. La fel. Deci nu vrem niciunul. Hai că o zic. Hai, zi-o. Hai baftă, Doamne ajută, Dane. Râul ne șoptea chemându-ne în valurile lui. Poteca chicotea sub pașii noștri apăsați. Macii își întorceau petalele în urma noastră. Natura zâmbea văzând ce frumos ne iubim. Vântul adia prin părul tău cu bucle aurii. Te sărutam ca superstiție la fiecare nouă paș. Și nu scăpam din privire mâna ta catifelată. A durat o veșnicie, nu cât o piesă de teatru. Rima, da. În mine ai lăsat un gol imens, cât un castel, să-l umplu cu amintiri. De atunci, când noi perindam îndrăgostiți locuri aproape virgine, cu alei, cu pomi fructiferi sălbatici, înfloriți. Străind de lume, ne plăcea și nouă să fim și alegeam să ne contopim cu natura verde. Iar în anotimpurile reci, stăteam îmbrățișați cu draperiile trase la lumina lumânărilor. Excepțional! Domnul Marian, emoționant, absolut emoționant! Poezia asta trebuie dată la admitere la facultate, obligatoriu. E bine, foarte importantă, dar ar trebui, nu știu, acum o donație, nu? Că am citit-o. Sau... Păi da, a venit, uite, 25 de lei pentru, de la George Nadinu. Păi dar tu crezi că 4 euro de la Bogdan, domnul Bogdan Ungureanu, probabil de străinătate, că e îmbrăcat frumos. Uite, știe cineva că domnul Poeș a rafinat stilul. Da, e o rimă albă, aproape isesizabil, așa. Adică tu e greu să rim. Aici tu un pic așa ca, ca o poveste. Băi, dar nu râdeți de mine, că citești și eu una. Te rugăm frumos, Ilona, stăm aici până la 12 noaptea. Păi dacă să stui, uite ce... Ai și da, are citești. O carte, Dane, în care citește în continuu, m-a nenorocit. E o carte. Nu lăsăm timp morți în emisiune, Ilona. 25 de lei pentru tăcerea Ilonei. Nu vă supărați, autorul cine este? Sunt nici în anii, de la el citesc poezii, numai de la el citesc poezii. Iv cel naiv a rupt. A rupt. Dar să găsesc una scurtă ca să nu vă plictisesc. Da, găsește odată și lasă-ne, te rog eu mult. Hai, zi poezia aia, că ne-ai nenorocit, că n-a s-a primit un ban de 10 secunde, n-am primit un leu. Dar până atunci poate să ne zică Marius, că el știe multe pe din afară. Da. Nu știu nici eu. Eu nu cu poezii, eu nu recep poezii. Eu am un director de teatru. La fel de scurtă ca bancurile tale, Dane. Eu am un director de teatru care m-a obligat toată viața mea să recit poezii și am adversiune. Vă rog.
Să recită, recită actrița Ilona Brezoianu din Iv cel Naiv. Dacă viața ar fi... Eu ce vreau să vă zic? Astăzi... Exact, Dani, ca aia ziceam și eu, că tu aveai chestia tare de spus. Da, da, da. Pe... Ar trebui să fie invitat permanent, domnul Dan. Ați citit? Să se țină cont, da? Acolo, la împărțeala banilor, da? Da, acolo. Da. Uite, cineva spune că am citit, n-am recitat. Corect. Eu chiar o să recit acum, dacă e să mă întrebați, eu chiar acum o să și recit. Da. Nu o să citesc. Dacă viața ar fi... Noroc, Marius! Noroc, noroc, Dan! Sănătate, fericire! Să fii sănătos, Dan! Ne mulțumim frumos! 10, ce HF ai luat? Ăștia sunt Cehia? Nu, franci? Elvețieni? Ce sunt ăștia? Ce HF? Uite! Nu știu. Nu. Liniște, vă rugăm, zice lumea, tai mă că cere lume. Ia. SMS 96. Gata, nu mai vorbim, da? Acum nu mai, gata, trecem din gură, clar, hai. Dacă viața ar fi o clepsidră. Asta ai început? Ai început? Tai mă puțin, mă, să o lăsăm și pe ea, mă. Că la ea a început să curgă francii elvețieni când a început. Dacă viața ar fi o clepsidră cu nisip. Nu ziceți nimic? Nu. Te urmărim. Cum? Noi doi am face plajă. Noi. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Gata, nu mai citesc. Nu, dar să știi că a fost foarte frumos. Cât ai citit noi a fost. Noi am face plajă pe grămăjoara cea de sus în slip. Asta era toată poezia. Welcome us in our... Care noi doi? Că suntem trei acum. Exact, noi trei am face. Eu nu mai ies din emisiunea asta nici mort. Mâine mă bag pe linkul ăsta, fac cumva, intru iară. Nu mai plec nicăieri. Mai vrem bancuri, uite. Vezi? Ia, hai, scoate bancul. Zic unul din memorie care nu e la fel de prost ca cealaltă, fiindcă ăsta... Trebuie să citești poezia asta și pormă zici un banc, e atât de frumoasă acum. Nu, eu banc și după aia tu poezie ca să fie... Nu, voi ați văzut-o pe Andreea Marin că se ceartă cu invitații? Tu ai văzut-o pe Andreea Marin că se bate cu invitații? Tu ai văzut-o pe doamna Oana Zăvoranu că se bate cu invitații? Zidane! O familie de șobolani mergea noaptea prin pădure. Mama, tata, doi copii. Trec pe lângă o cracă unde dormeau doi lilieci. Și copilul mic zice, uite tata, îngeri! Ce a zis, mă? Uite tata, îngeri! Îngeri! A, îngeri! A! Că da. Gen șobolani cu aripi, știi? Da, da, da. Frumos, frumos. Da, foarte, dar chiar un banc sensibil, mi-a dat lăcrimile. E Candid, da, are candoare. E Candid. Mm-hmm. Candid Stoica. Mai trei detalii despre banc. Deci n-ați înțeles, e o familie de șobolani. Am înțeles, domne, gata, ajung. Crede că liliecii sunt tot șobolani înaripați, de-aia zice îngeri. Ah. Noi, lăsați-mă să zic o poezie asta, că eu sunt omul care ține de cultură în seara asta. Stați un pic, vă rog. Ține cu dinții, Ilona, să nu o scapi. Deci se numește, e pentru doamnele astea toate care sunt îndrăgostite de aici, din listă. Se numește Băiatul care l-a contrazis pe Magellan. N-am crezut în viața mea că o să ajung să citesc poezii pe live-uri. Asta e altă discuție. Asta o să discutăm după ce o termin de zis. Pământul, să știi. Welcome, senior. Eu mă enervez. Gata, nu te enerva, tot publicul e în picioare. Imaginează-ți toți ăștia, 1017 oameni sunt în picioare. N-aveți pic de bun simț. Avem. Deci, pământul, să știi, nu e rotund, ci e plat. I-a zis într-o zi unei fete un băiat. Pentru că până și în clipele cele mai grele, oricât de departe ai fi, te văd în gândurile mele. Aplauze, doamnelor și domnilor, excepțional, excepțional, n-a intrat un ban pe poezia asta, un ban n-a intrat, Ilona, de premieră la noi. Eu să știu, uite, aveam un ardei iute pe care vreau să-l mănânc mâine, dar după ce am auzit cum ai spus poezia asta, aș vrea să ți-l dau ție și când mănânci o ciorbă, să-l mănânci tu, adică îl meriți 100%. Nu, mersi. Dar voi jucați, trebuie să spunem publicului că voi doi sunteți parteneri undeva departe, pe câmp, afară, departe. Da.
Mă rog, am fost înainte să vină nenorocirea asta de virus. Am fost parte. Da, e un spectacol făcut de domnul Alexandru Dabija la Teatrul de Comedie, la Sala Studio. Da. Dacă n-am făcut reclamă la spectacolul ăsta, de m-am plictisit eu, sper să meargă lumea să-l vadă, să vă vadă. Iată, a intrat domnul Florin, sunteți la Londra, sunteți, vai, dar nu se poate să risipiți banii, o să vă certe și părinții. Iată, încă 25 de lei a intrat acum. Măi, eu am o problemă. Eu m-aș duce repede până la baie, dar am înțeles că nu e ok în emisiunea voastră dacă se întâmplă. Nu e ok, mi-a certat o doamnă, te rog eu, dacă e, fă pe tine că nu se vede. Bine, stai okay. E perfect. Doar să nu închizi ochii, să ne dăm seama. Stai cu ochii deschiși. Bine. Nu, uite, acum... Nu mai pleacă. Dar mai ai... A, gata, deja trebuie să închidem. Îmi pare Doamne, așa de... acum, noi aveam de obicei și o serie de întrebări mai serioase pentru invitatul nostru. Din păcate, ție n-am apucat să ți le punem, că tu te-ai dus așa într-o zonă din asta de hăhăială, să faci bancuri, să zici bancuri. Acum s-a terminat emisiunea, n-am mai apucat să ți le punem. Suferi mai facem o dată. Mai facem într-o seară, nu? Bă, Dane, dar aici e... Aici deja o să te coste să intri. Ia uite. Da, da. Uite, apare de parte pe câmp. Într-un câmp de bujori sau maci, ce sunt aia? Da. Asta este un câmp de maci, de unde eu mai inhalez din când în când. Uite, o întrebare foarte bună, Dan. Pomfleu sau fleșcău? Pomfleu, aș zice, la prima strigare. De ce pomfleu? Fleșcău sună a ceva mai degrabă dezamăgitor și negativ. Pe când pomfleu parcă îți dă speranțe, așa. Acum nu știu la ce se referă. Păi să întrebăm pe Iluna. Iluna, ție pomfleu îți dă speranțe? Da, orice pomfleu îți dă speranțe. Când vezi așa că crește, adică la când bagi la cuptor și crește și se umflă și... Da, normal. A, deci e un fel de sufleu? Da. Pomfleu? Da. E pomfleu. Da. Dar n-ai mâncat. Să-ți gătească Ilona. Poți să-i gătești tu Ilonei sau Ilona să-ți gătească ție sau cum vă înțelegeți voi. Ok, nu, trebuie să-mi dați rețeta, că nu știu... Stai. Să ia pomfleu, să dă, să... cum se cheamă? Ca și cum s-ar mângâia așa cu mâna, ca să-l dezosez, să-l, cum se cheamă la pește asta când are solzi, desolzezi, așa, și ai să vezi că el cât faci cu mâna mai mult, el se crește. De ce femeile aleg fleșcău? Deja am senzația că se duce într-o zonă, nu știu, erotică. No, toată. Doamne ferește! Are legătură dacă noi suntem aici, noi suntem parteni cu bucătoare. Noi suntem, da, practic, vorbim despre... După aia ei fomfleu. Noi suntem parteneri cu bucătarte. Noi facem cumva, suntem un fel de Jamie Oliver pe România. Aha. Da. Bun, ei fomfleu care a crescut între timp. A, uite, dar... balonul desumflat, e clar, fusii, da, cred că știu despre ce e vorba. Am intuit corect. Da, da, cumva intuit corect. Și îl bagi, da, la cuptor. Dar am văzut că tu, Marius, ești și cu fomfleu și cu fleșcău, adică tu le ai pe amândouă. El are momente J'avais tous les deux. Pourquoi je suis old man? And for old man, one day it's fleșcău, one day it's fomfleu. One hour it's fomfleu, one hour it's fleșcău. El, uite, mai scrie cineva că se ia fleșcău, se condimentează cu miordici, adică... Da, plac miordicile? În salată sau... Astea ce mai sunt? Cum le zice? Miordici. Un buchet de miordici, adică... Ah, deci nu, astea deja sunt niște glume, nu știu cum să spun. Mai ai un pic și îmi spui că ai o prietenă chinezoaică, micuța ce curai și din astea. Măi, Dane, ne jignești, nu mă jignești pe mine, ne jignești publicul. Ne jignești oamenii care se uită, care au investit în toată... Uite, cu fomfleu te-am cunoscut. Dar nu era, dat... nu era și un sportiv, Horia Fleșcău, sau... Nu, ăla e Horia Tecău. A, așa, da, scuze, pardon. Ai de mine, Horia Fomfleu. A, sau Horia Fomfleu. Le dă la Fomfleu, nu? Când servește. Da, dar dă multe mingi în Fomfleu, dar eu am văzut. Dar... Aia e Fleșcău, da, corect, da, acum am înțeles. Aia e Fleșcău, nu că tu... 50 de lei a venit acum, e special de... asta. Dane. Când o dăm Fomfleu, devine Horia Fleșcău, asta e... Asta e teoria. Imediat. Am înțeles. Dane, cum te simți la o emisiune, să fii invitat la o emisiune de așa succes? Băi, neașteptat de bine. Adică mă simt, eu chiar aș vrea să negociem să nu mai fie Ilona de mâine. O să te sun după aia, după ce se termină. De ce nu vrei să fii în locul meu? Păi tu ai mai mulți followers, cred.
Nu, Ilona are mai mulți pe Instagram. Da? Ilona are 37.000 de followers, are un canal de YouTube în care are peste... Bă, nu, eu m-am gândit, cred că vreau să fac singură. Nu mai vreau. Eu zic, dacă am găsit tripleta asta de aur, care în seara asta a dus încasări peste bugetul României, că bugetul României în perioada asta n-a fost mai... Noi suntem peste. Eu mă sună mâine de la ANAF, că de-aia intru cu domnul Orban, să explic de unde avem noi banii ăștia, că el ne-a întrebat de ce nu dăm banii ăștia la bugetul țării. Eu o să explic că e pe munca mea și a Ilonei și a ta și a altor oameni. Eu nu pot să mă duc cu banii ăștia să-i dăruie statului. Scuze, citeam laudele la adresa mea și nu te ascultam. Nu face nimic, nu face nimic. Dar nu face nimic, chiar ești un invitat care mi-e foarte drag, sigur că da. Da, mă. O să las să-și bată joc pe mine. Normal, ești gazdă. Sunt gazdă. Din păcate, Dane, trebuie să terminăm aici emisiunea. Aș mai ține-o, că dacă intră banii, eu parcă n-aș opri emisiunea asta, știi? Dar n-am nici cum să o țin până la 12, că acum să trezesc ăia care s-au culcat pe zi și acum lor au mâncărici la degetuțe și tot le vine să bagă degetul în buzunar, să dea. Eu nu pot să stau aici până când... Uite, lumea zice că îl mai vrem pe domnul Dan, sigur. Nu știu, să vedem cât dă domnul Dan pentru asta. Că asta e emisiune care te duce. Vedeți că nu mai am bani Revolut. Păi, Gabriele. Îți dăm noi și ni dai la loc. Am murit la... Bă, incredibil. Te întreabă cineva ce bei din cană. Marius, iar n-ai apreciat, dar îți repet, trebuie să te uiți o dată pe net să vezi originalul, să vezi care-i treaba, că ea învârt cana aia, dansează cu ea, o fac în toate felurile, știi? Adică e o întreagă coreografie. Eu am apreciat în primul rând ce ritm ai tu, ce ritm bun ai tu, ce ureche muzicală ai. Da. Foarte bine se vede în asta, chiar se vede foarte bine. Deci te întreabă cineva de cât tricou ăsta l-are? Doar de cât tricou ăsta l-are. O, doamna Laura, dar aveam o impresie așa bună de dumneavoastră și acum acest de cât mi-a spart capul. E glumă, copii, e glumă. E spectatorii noștri care e smart. A, și în video ăla am tot tricou ăsta, nu? Păi da. Răspunsul este da, am 3 tricouri. Asta e tot ce am. Mar și late. Ai abdomenul plat cu pătrățele? Nu. După pe n-ai putea, dacă ar să-mi arăți abdomenul, n-ai putea, sub o sumă anume, nu? Până data viitoare promit că o să l-am. Și eu de mâine i-am propus Ilonii să facem un cele, să ne uităm pe cântar, n-a trimis nimic. Ah, bravo, corect. Corect, de mâine dimineață începe. Dar ne-am depășit 1000 de oameni, oameni de congelat. Iau alt tricou data viitoare, dar ce are, că e verde cu verde, totul verde, nu? Da, dar prea te asortezi și asort cu asort dă rău. Minus cu minus dă plus, plus cu plus dă minus. Plus cu minus, mă rog. Acolo. Dar și canapela e vorba la el, e verde la el. Da, am ceva cu culoarea verde. Ne-a acordat. Bine, Dane, m-am schimbat. Bisicuțe și blăniță? Da. Dar tot așa cu anchior, altele. Vezi, Ilona, eu asta spun, că noi trebuie să terminăm la timp emisiunea asta, că după aia riscăm să stricăm și ce am construit. Dar la cât trebuia să se termine? Trebuia să termine la o jumătate de oră. Oamenii stau peste program, oamenii nu poate să scurce copiii, oamenii nu poate să-și facă treburile pe care duș și așa mai departe. Parte. Bine. Că m-am zis. Dar mulțumim frumos că nu ești din backstage, să rămâi acolo. Mulțumim frumos, Dane, pentru invitare. Bine, mulțumesc și vă aștept să împărțim banii, da? Categoric, stai liniștit, așteaptă-ne. Ok. Stai lângă calculator, Dan. Stau aici, nu plec. Aici te rugăm frumos, te rugăm frumos. Bă, dar ce ăsta la public, bă, arunca lumea pe el ceva. Am sexy Dan ăsta, adică eu nu am înțeles, eu l-am adus ca un fel să ne, cumva să-l facem de râs. Și când colo l-am ridicat, de cred că acum pe Instagram are 20-30 de cereri de prietenie, are de followeri. Vai de mine, trebuia să fac text în seara asta. Da. Bine, Ilona, nu te mai rețin, că poate ești tu treburi casă ce de fapt. Nu, dar nu vreau, nu stă în caracter. Uite, mai vrem pe Dan, toată lumea zice, nu știu, trebuie să încep, o să ne ia bani să știi dacă mai vine, data viitoare nu mai vine. Joi are piesă în direct, Marius cu doamna Lia, am piesă în direct, o să fiu. N-am jucat în viața mea pe online,
Cred că sunt direct. Eu mă uit, să știi. Eu mă uit și aș vrea să discutăm despre asta. Eu nu vreau să discutăm nimic. Pentru mine nu vreau să discutăm. Pentru mine ce e tabu, e tabu. Dragă Ilona, hai că eu mă apuc de număra banii. Tu fă ce ai de făcut până în casă. Bine, perfect. Nu uita să dați like la postul ăsta, la emisiunea asta cu Dară Duleanu. Să dați subscribe dacă mai e cazul, că bănuiesc că ați dat. Să fiu dur cu domnul Orban. Cred că nici nu o să apuc să vorbesc. Dar mă rog, o să vedem. Aoleu, e mâine la 10, să nu beau prea mult, să mă duc acolo un bujorat de alcool. Bun, oameni, te și... poză de final. Acum am ratat-o. Domnul Dară Duleanu, mai sunteți pe... Nu, mai e la toaletă. S-a dus la toaletă. Mă rog, ratăm poza asta. Nu ne-a dus capul, nici nu eram în cască cu Horatio. Oameni buni, mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Și cu pozele ăsta. Mulțumim. Seară bună, oameni buni. Ne vedem mâine. Noapte bună. Pa. Pa, dacă ne ascultă cineva din regie, dar acum nu ne ascultă nimeni din regie, care pa? Lăsați-te pe Dară Dulescu. Hai să faci. I-a trimis mesaj. Mă cheamă Dan Rădulescu, de fapt, ca să-mi dea lumea follow pe Instagram și pe Facebook, nu Răduleanu. Mă rog, Rădulescu, Răduleanu, tot o pasăre de curte. Așa, așa. Hai cu poza. Sunt gata. Sau cum, când e click-ul? Sau cum facem? Vezi că n-ai acolo sus, în 3, 2, 1, ai sus acolo. Ai acolo un buton, Dane, unde scrie Live Studio, e un X roșu. Ah. Da. 3, 2, 1. Apasă pe buton. 1. Stai așa să zâmbesc. Deci Dan Rădulescu mă cheamă, da? Da, Dan da. Apasă pe ala, Live Studio. Share, like, follow. Perfect. Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloci, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și give it away. Dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influencer, ni se duce buhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influencer, ni se duce buhu. Stimați congelat, invitați. El nu e Otelo. Ea nu e Dezdemona. Sunt doar Marius și Ilona.